Evenimentul de Ziua Culturii Naționale a fost în primul rând un eveniment de suflet, atât pentru publicul spectator, cât și pentru artiști sau pentru noi organizatorii. Pentru că, așa cum spunea și Mircea Eliade, cultura este singurul mod de afirmare, atât în fața zilelor de astăzi, în fața contemporaneității, cât și în fața istoriei de mâine. Au fost piese de muzică românească, poezii, compoziții ale cantautorilor români și ne-am bucurat să avem alături de noi pe doi instrumentiști valoroși, Dani Viucernat și Ovidiu Pârjol, alături de soprana Antonia Beteag. Desigur, nu au lipsit nici poeziile lui Mihai Eminescu, interpretate de actrița Maria Dodoc. Ca și florile de mai, fiice dulcea unui plai. Plai râzând cu iarbă verde, ce se leagănă și pierde, unduind încetişor, șoptind șoapte de amor. De-aș avea o floricică, gingașă și tinerică, ca și floarea crinului, alb ca neaua sânului, amalgam de-o roz albie și de una purpurie, cântând vesel și ușor, șoptind șoapte de amor. Evenimentul s-a desfășurat conform legislației în vigoare, astfel încât sala a funcționat la capacitate maximă, dar asta reprezintă doar 30% din publicul obișnuit al unui asemenea eveniment. Care au fost condițiile? Cum au putut cugirenii să ajungă la acest eveniment? La eveniment, așa cum probabil vor avea loc și viitoarele evenimente, s-a putut intra doar pe baza unei rezervări în prealabile și, desigur, pe baza dovezii a certificatului verde conform legislației actuale.